Am zis, n-aș fi ceva. Bine. Ha, măcar am omorât-o. Pare rău acum că am pierdut, da? Ce să-i faci? Nu. Se întâmplă. Mai și pierdem. Deci am intrat cu Larisa mică în electrical și am găsit-o pe Ioana. Bine, ea a dat report, că era prima. Mhm. Eu eram în dreapta. Mhm. Mhm. Și... așa meriți. Așa meriți, toate turele. Yes. Păi eu veneam, din stânga. Afară de tine. Nu am văzut pe nimeni. Veneam singură de acolo. Eu zic că ho, capitan, thank you very much for the gift. Eu zic că e Katy Moore. Așa, de ce? Capitan subliniere Cori. Pentru că Ieter. Zim-mi un singur motiv pentru care nu ești suspect etern. Am fost un medbeș. Care e legat de electric, nu? Electrical. Nu, eu puteam acolo. S-a terminat, te-am prins, n-ai ce. Pare rău. S-a terminat. Ai ucis-o pe Ioana cu sânge rece. Cu sânge rece. Sânge rece. Larisa. Care mă votează, trăznească, Antonia mică, fiți atenți. Fiți atenți că Antonia mică e vinovată. LOL! Bă, am zis la plăzneală. Fii atent că e Antonia mică. Fii atent că e Antonia mică că a votat și ea cu mine și el. Eu nu sunt, dar am votat cu tine că nu știu. Vai, de viață, ești prost. Nu poți să cred așa. Vai, de viață. Băi. Scuze că am agitat așa de... Wow. Efectiv. Wow. How cool is that? Yes. Bă, băiatule, dar câtă intuiție să-ți... Băi, numai eu omor pe Ioana. Câtă intu... Pleacă de aici, nu mă omor. Deci Katy Moore e nevinovată. Bă, și voiam să mă bătea așa un pic să votez pe... Asta că este Candy, nu Katy Moore. Bă, dar incredibil. Fii atent cum urmărește șarpele. Alexandra, mai stai un pic cu mine aici că mă tem de Antonia că e pe aici pe undeva. Oh, thank you very much for the kind donation, capitan, I love you. Mua. Nu Paul știu. Nu cine știu. Eu am găsit. Acum am intrat în admin. Dar nu știu, chiar nu știu, nu era nimeni acolo. Poate și-o da vent, nu știu. Sau poate era de mult. Chiar nu știu. Deci Paul dă odată în viața lui report și nu vorbește. Păi da. A, trăznească mă, că vorbeam singur, tot ziceam aici că nu știu. Nu, că acum am intrat în admin și nu știu cine era acolo mort. Eu mă ziceam de communication. Se ia faza asta cu microfonul, vezi? Nu știu, o fi intrat în vent, probabil, Antonia mică. Bă, Antonia, dar stai un pic, stai! Noi uităm faptul că Antonia a votat tura trecută singura care a votat cu mine, da? Plus că am văzut-o pe Antonia că venea dinspre dreapta, spre stânga, mergeam spre
stânga n-aveai, yes, yes. Antonia Mică acum era la reactor. Păi, dar stai un pic, n-am zis că a omor, putea să fie mor de mult acolo, în admin. Nu chiar. Putea fi, Cati, ai, că a văzut-o cum a trecut pe acolo, prin, pe jos, prin electrică și mergeam spre reactor. Sunt de acord cu asta, dar putea să omoară de mult. Plus că a fost singura care a votat cu mine, cu tovarășul. De ce ne chinuim atât de mult să o scoatem pe Antonia Mică? Am votat cu tine din principiu și plus că puteam să te mor, că am trecut pe tine de votul ăla. Păi da, dai timerul ăla, nu contează. Principiul ne principiu ții cu ucigașii. Afară! Nu zic eu că Larisa e suspectă. Afară! Nu-mi pare rău nici măcar o secundă. Na, așa. Mă votezi? Ieși afară! Pentru ce mă votezi pe mine? Pe periclitezi siguranța navei când nu scoți impostor afară. Murim aici sufocați. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Fii atent că mi-a stricat concentrarea, nu mai pot să mă concentrez aici. Bun, deci Antonia nu pare vinovată. Mi-am un shield și cafeteria. Eu am găsit-o pe Alexandra și fix jos, unde era, Alexandra era sus în upper engine, lângă Mad Bay. Trenul lângă acolo și jos era Larisa. Larisa. V-am zis de tura era trecută că e Larisa. Păi, Larisa nu știu. Era la camere. Păi da, și cum a ajuns acolo? Pe unde? Păi, eu am găsit corpul și a fix era jos pe holul ăla între camere și reactor. Eu veneam de sus. Atunci a ieșit de la camere, acum... Na, nu știu. Larisa! Șarpele, ce zace în tine! Ce? Eu? E... Stai să nu greșesc. Verde. De aici simt mirosul de cobră regală care iese așa, emană. Da, am văzut-o pe ea fix când am găsit corpul. E ok. Deci nu ți se pare logic. Ai pierdut, e ok. E bine acum. Mulțumesc. Dar i-am zis la miște, eu nu știam că ea, eu am mers pe mâna voastră. Hai, nimerești. Acolo e camera. Hai, de viața mea. Tura asta ai fost genial. Thank you. Etern a fost, bă, n-ai cum, de, cum s-o simți așa? Dar eu am zis la plezneală. Îmi pare rău, de asta te votez. Păi de ce să mă votezi? Că am fost... Nu, eu vorbesc cu Etern. Eu sunt nevinovat mereu. Vezi, dacă nu votai, era în situația Antoniei Mici. Se întâmplă. Deci, eu zic, care e impostor? Să-mi omoară pe Antonia Mică, ia. Ia să-mi facă fericirea asta, ia. Dum, 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 dum. Nu se poate. Bă, dar iar ați omorât-o pe... E, Larisa Mică, și așa are numai 3 metri. Cum adică iar, mă, că n-au fost. Am mai fost moartă până acum. Da. Am găsit un medic. Băi, eu văd în partea cealaltă, așa că n-am... Mă duceam să mă scanez și eu văd acolo leșinată. Numai leșinată era, nu era moartă. Și ai aplicat tu cuțitul final, ucigașo, animalo. Băi, de data asta chiar că nu... Poate să... N-ați văzut pe cineva în electrical, poate ai ieșit prin vent și... Nu eram, dar nu era nimeni acolo. O pe cameră, poate era cineva. Eu nici nu mai știu unde era. Acum stau să mă gândesc, bă, mergeam înspre electrical, l-am ajuns. Nu mai știu. Eu pe data asta nu e Etern. Pot să vă zic. Da, Etern era cu Ioana la scaun acolo, făcea. Da.
Larisa a trecut și pe lângă noi. În Paul a trecut primul și cu încă nu știu mai cine. Da, deci, nu știu ce să zic. Da, da, e... E ciudat. E, nu se știe, da. Trebuie să... Deci, Antonia, n-ai văzut pe nimeni, cineva, nu știu. Nu, eu tot mai aveam să... Salut, Dogo! Da, nu, e clar, nu e... Ce să fac. E, situația este evidentă. Vă zic, e atât de ușor să... Ce nu pentru că e șarpe de prima mână. Egalitate, trăznească în egalitatea ei. Și el. Dar e foarte simpatic. Bă, care sunteți impostori? Ia! Ia că mi se pare că impostorii nu-și fac treaba. Voi aveți impresia că omorâți pe cine aveți chef? Sau cum? Nu, tati, ordin de partid. Șapte. Șapte, unu. Șapte, unu, șase. Șapte, unu, șase, opt. Șapte, unu, șase, opt. Nu. Mai zici-o. Bă, când le-am zis. Când am zis că ia, mă. Bă, da, când am zis că ia. Katie Moore, ce faci, fată? Hai, bagă. Așa, raportează. Nu se poate, bossul nostru. Oh, nu cred. Patronul, cine mai îmi dă salariul acum? Eu v-am zis. Deci, l-am găsit la reactor. Eu veneam din laborator. Și l-am găsit pe Paul, exact acolo la tasă. Hai. Nu am văzut scoateți-o pe nimeni. Scoateți-o pe Antonia, mică. Păi unde? Nu fiți fatale, vă rog, nu mă dezamăgeți. De obicei, simți nevoia să-l omori pe Paul? Eu? Nu, Katie Moore, iartă-mă, Katie 11. Mă, dar ce-mi faceți asta? Katie Moore, pe tine te întreb. Bă, dar ce-mi faceți asta? Ce anume? ok. Te-am întrebat dacă simți nevoia să-l omor pe Paul. Hai, fătălăi lor odată! Că mă răstălmăcesc aici în mormânt. Paul. Deci eu n-am nicio vină, eu am venit din laborator. Ioana, ai oprit microfonul. Ioana, zi odată ceva, te rogă frumos, că mă enervează fata asta, nu mai lăsa să vorbească. Eu eram în partea cealaltă, deci n-am... Tati mor, pe cine ai am văzut? Avut, ultima oară am avut la admin cu electrical. Deci, eu opresc stream că nu mai pot. Deci, mă duc că nu pot. Deci nu. Bă, dar chiar nu vă gândim. Da, dar vine. Bă, dar e pe bună. Hai că dacă nu e Antonia, eu o suspectez. Pe ce ați făcut, mă? Dar de ce nu vă tot ce e asta, mă? Ce e asta, măi? Pe bună? Dar vă chiar nu vă pasă de mine? Chiar nu vă gândiți un pic la mine? Rușine. Am o moștenire. Am o prestanță. Am... Mi-e scârbă de voi. Nici nu mai fac test-urile până nu văd că vă faceți treaba. Ultimatum. Gata, hai să-mi fac test-urile. Sunt supărat pe ei. Cum? De ce să nu o suspecteze nimeni pe Antonia Mică? De ce? Eu așa ceva n-am văzut. Da... Cât de greu e efectiv să o suspectezi pe Antonia Mică? Iana, sincer, așa meriți că nu te-ai luptat pentru mine cu armele potrivite. Au trecut pe lângă mine, eu eram în reactor, au trecut în jos. Cred că e Larisa cu Antonia Mică. Să vă arăt și ceva? Posibil. Eu vreau să mă duc să arunc gunoiul și m-am uitat că aveam un task electrică și am vrut să-l fac și am zis-o pe Ioana moartă. Te cred. Cine mai era stângă? Eu eram în reactor, făceam ăla cu de să pornești reactorul. Eu acum am fost navigation. Mergeam către MD. Și a unde era? Ea era în electricitate? Merg să-mi dau două
cuie peste bolțare, peste era capsă, mi-e rău. Era în Medbay, Antonia Mică. Nu, mergea pe Medbay, mi-am ai de viața mea. Mi-e rău. E posibil să fie Cati sau... E clarific. Larisa, bagă-ți mințile în cap. Catimor. Imediat a dat vina pe mine. Cace. Că și pe Catimor te-am suspectat prima dată. Bă, dar de ce pe Antonia Mică? De ce nu botează nimeni să o scoată pe Antonia Mică? De ce? De ce? De ce? Dacă nu-i tovarul. Nu scoate nimeni pe Antonia Mică. A, nu. Așa. Ha, și mai aveți unul. Hai. Hai, da. Nu văd că nu ești. Așa. Deci. Hai că de aici e ușor. De aici e ușor. De aici e ușor. Hai mă, oameni buni, mă, de... Haide. Haide, de ce... De ce să nu te gândești? Că efectiv ia. Efectiv trebuia să iasă în prima rundă și n-a ieșit până la urmă. Cum pur și simplu și-au șters asta din creier că gata. Ea nu-i vinovată. Da, Marius. 7. Ok. Bă, dar nu mai pot, deci m-au luat, nu, să vă văd acum. Cati. Venea către alea, mă șopă de acolo jos moartă. Hai, Cati, hai, Cati. Te rog, te rog. Păi, omorât, și ai dansat. Hai, Antonia. Ce-aș fi făcut așa ceva? Mă rog. Adică vineam... Paul, închideți microfonul. Eu acum mi-am dat seama, nu era vorba că nu închis microfonul, e vorba de faptul, eu efectiv dădeam nume și acum e destul de evident că dacă vreau să mă bazez pe ele, celălalt n-ar fi vinovat, ce prost. Că nu era în electrică. Da, microfonul l-aveam pornit din adins, dar după aia mi-am dat seama ce zic. Ai dat mix-ul report. Scoate-ți albele afară, scoate-l afară, scoate-l afară. Deci îmi crește tensiunea, deci... Nu pot să cred așa ceva. Nu, bă. Bă, dar nu mă-n ciudă, bă, nu mă-n ciudă. Nu mai pot. Nu mai pot, de ce? Vreți să mă aduceți în mormânt? Haide! Nu știu de ce nu mai văd Angata. Haide! De ce nu o votați pe Antonia Mică? Din prima rundă trebuia să iasă și efectiv ați votat niște mizerii că n-a ieșit și acum încă o lăsați în viață. De ce nu o omorâți? Că el, cine altcineva să fie, mă, pe bune? Deci când Antonia Mică e în viață, cine căcat poate să fie vinovat? Că numai ea e vinovat. Uită-te, unde-i? Așa, mă! Haide! Haide! Bagă, Cati, dai! Deci trebuie să votăm pe cineva. Dai! Zi, așa! Dai, Cati, cu Antonia, putea să... Eu data trecută am votat cu Antonia Mică. Și nu, putează la fel, putează la fel, dar putează, te rog, putează cu Antonia Mică, te rog, te implor. Putează, deci nu mai... Votați cu Antonia Mică, odată! Și cu Eternia a fost. Votați odată cu Antonia! Votează, că e vinovată, trăznească, să trăzne, Cati! Hai că puteți. Nici nu mai pot cu voi, bă, să-mi bag. Băi! Băi! Da, Eternule! A votat Etern? Scoate-ți-o, bă, tata, pe Anton! Etern, deci pe unde te prind? Hai, mă, hai, Antonia! Fă aia, vezi că o să te omoară. Acum îți dă, te omoară. Nu pot să cred, haide, o potați, o fugi. Fugi, Antonia, fugi. Unde că n-o mai văd? E rapid și arpele. Haide, votați pe cine trebuie, vă rog. Haide. Zii! Tot Antonia.
Așa, așa, da, 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 da. Hai, Antonia, zi. Scoate pe Antonia. Așa, așa, așa. Sunt foarte confuză. Da, 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 da. Hai, votați cu Antonia, votați cu Antonia. Hai, o tată. Antonia era lângă mine la alarmă. Votați o tată cu Antonia. Votați cu Antonia. Votați cu Antonia. Trăznească. Trăznească, tată, trăznească, tată. Votați, mă, odată cu Antonia, haideți! Hai! Votați odată! Votați! Hai, odată, votați! Bă, deci nu mai deci pot, bă, deci efectiv, vă zici că sunteți bătuți încă... Bă, măcar luați o decizie să mor eu! Băi, dacă nu, deci încercați să vă schimbați voturile care ce facă... Ce tași, mă, din gură! De, na, cineva, da, trebuie să te... Hai, mă, oameni buni, de ce? Nu mai pot. Deci cine nu e convins de una dintre chestii, măcar să mai pună niște întrebări sau să facă ceva. Lasă că nici tu. Ce nici tu n-ai luptat pentru mine, Ioana. Eu. N-ai niciun drept, Larisa, la fel, șerpilor. Îmi pare ce? Eu n-am luptat? Ce? O să fac lupta aia. Paul, dragă, eu am... Nu, am... n-ai luptat, Larisa, deși tu ai făcut aceeași greșeală ca și mine, dar hai că vorbim după ce... Da, eu am fost ca să nu... atunci. Da, da, lasă. N-ai suspectat... Dar cine n-a făcut altcineva. N-ai suspectat-o pe altcineva. Bine, cine, unde, ce n-a făcut task-ul? Dar vă auziți, efectiv, vă auziți, vă auziți. Dar nu mai avem răbdare. Iartă-ne. Bă, dar nu pot efectiv să văd atâta inepție, atâta inepție. Până și eu mi-am făcut toate task-urile. Ai, odată. Ai, odată. Nu! Na. Hai, e nu. Evident. Greșeală. Asta e greșeală de începător. Că atâta te-ai... Meriți, meriți, meriți. Deci nici n-ai pus nici... Că de jumătate de oră, din cauza ta, deci exact, stăm aiurea. Întrebare, de ce votai așa? Deci ca să ce? Efectiv, de ce? Ca să ce? Care e, care e logica? Care e logica? Mai ales că știai că tu nu ești. Hai, Doamne ajută, hai, stai. Uite, votam pe cum. Dar nici nu mai contează, efectiv. Nici nu mai contează că m-am enervat. Hai, ce mai stai? Asta, să așteptai. Ah. Bă, dar deci mi-a urcat tensiunea la 700 de mii. Ce? Bravo. Ce m-am speriat. Păi nici până acum n-ați zis nimic. V-ați făcut că ați uitat prima rundă când trebuia să o scoatem afară. Băi, asta să zic, deci îmi pare rău că... Sper să fiu impostor. Deci dacă sunt impostor, Antonia mare primul... Nu, Etern, Etern. Antonia măcar și-a făcut treaba. Etern nu și-a făcut treaba. Deci unde-l... Vai de viața mea. Cati, ce faci? Dă-i acolo, Cati, dă-i acolo, Cati. Cineva s-a răzbunat la web, cineva s-a răzbunat pe Antoni. Urmează Etern. Nu e adevărat. De ce nu? Suntem o presiune pentru că s-a dus în partea de dreaptă. Dar după ce? Ha? N-am înțeles, Ale. Prima oară când a plecat Paul de la masa aia, s-a dus în dreapta. Da. Și am făcut cabluri și m-am dus în stânga acum. Da, s-au dus mai mulți în dreapta. Da, și eu mai când. Eu am fost în admin acum, dar nu contează. Eu nici nu mai știu unde am fost. L-am căutat Peter pe artă. A, nu, eu am fost întâi la Lower Engine, după aia am să iau benzină și acum mă întorceam tot acolo. Chestia e că Antonia mică
era la Weapons, e acolo unde e scaunul ăla, nu? Acolo am fost eu. Da, unde? Era vent. Făcuse fantast, probabil, sau. A, acolo cu Donald. Că am, acolo am lăsat-o. Și m-am dus deja jos în admin. Am legat fire în storage și ea tot acolo era. Ce? Unde ești acolo? Poate e Larisa. No, eu n-am apucat, sărăcie. De ce mă votezi pe mine? Ia, păi nu știu pe cine să votez, dar nu vrei să dau skip. Ești culmea. Etern. Ne vedem în Mad Bay, da? Iese singură. Se scoate singură, Mihnea. Am găsit un apar engine. Ok. De ce râi? Eu am crezut că stai pentru că mă urmărești pe mine acolo, că stăteai dubios în locul ăla. Și efectiv când am ieșit de acolo ai raportat. Apoi atunci am găsit. Dar stăteai pe loc, că gen te uitai la mine de pe culoar. M-am blocat. A, de ce ca tu mor? Păi... Eu n-am reușit să ajung acolo sus, habar n-am cine pe acolo. Ce mai poți să spui cine votă? Pe Kitty mor. De ce Larisa? Care, eu? Ce, de ce Larisa? Nu-i mă Larisa, ce? Nu votați cu Larisa. Larisa mică. A, eu eram electric. Dar n-am eu treabă cu voi. Ce-am ce-a? Vedea. Nu, ăsta e ultimul meci, guys. No. Ce ați făcut cu Larisa? Păi i-au raportat la securitate. În cealaltă Larisa. Așa. A, eu eram cu tovarășii Etern în electrical. Păi și de ce nu l-ai ucis? Pentru că nu sunt impostor. Lasă brăjala, Cati, că știu eu. Mi mergeam la reactor și am găsit-o moartă. Eu știu ce zic? Eu zic că s-a săturat să fie în umbra Larisei și a zis, știi ceva? De astăzi eu sunt Larisa numărul 1, bitch. Vă zic.
Vă zic, fiți atenți. Cunosc bun, șarpele după cireașă. Nu, dacă nu vătează nimeni nimic, că vătez cu Larisa. Hai. Vai că mi-e rău. Vai că mi-e rău. Vai. Fiți atenți, da? Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți, guys? Sunteți pregătiți? Ha, mă, dar nu! Voiam să-l omor pe Etern! Scuze! Voiam să... De ce mi-ai luat plăcerea asta? Stăteam acolo... Paul, ai o limbă de carte! Vai! M-am omorât, t-a scos cuțitul din limbă! Ias! Voiam să-l omor pe Etern, Cati! O să ajunge, gata! Yes. Bună treabă, fată. Dar să știi că puteam să-l omor pe Peter primul la un moment dat, da? Na, am zis hai să-l mai las un pic. Ai fost amuzant cu argumentul împotriva Larisei. Este? Este?